Rezultatele de excepție nu vin peste noapte atunci când vrei să devii campion național. Asta se întâmplă și în cazul Adinei Ivașcu, o tânără mehedințeancă care s-a întors weekendul trecut de la Cupa României cu două medalii de aur la fitness și culturism. Cu o viață echilibrată, Adina își împarte armonios viața de familie cu cea sportivă, profesională, astfel încât peste două săptămâni mehedințeanca va reprezenta România la două concursuri internaționale. O zi din viața Dinei începe la 5 dimineața. Imposibil pentru alte persoane, în schimb pentru ea acest lucru a devenit deja o rutină. Adina este mamă, soție, antrenor de fitness, dar și o sportivă de excepție, iar într-un mod armonios și echilibrat reușește să-și împartă viața personală cu cea profesională. Mă trezesc la 5:30, fac 45 de minute de bicicletă, după care încep rutina mea de zi cu zi, pregătirea meselor, a micului dejun pentru mine, pentru că cel puțin micul meu, sau mă rog, în principal mesele mele diferă de mesele membrilor familiei și atunci încep prin pregătirea micului dejun pentru ai mei, după aceea pentru mine și cam asta e prima parte a zilei, să zic așa, în primele ore ale dimineții. Te-a bas vreodată de la regim, mai caz în ispită? Sinceră să fiu, da. Când sunt în off-season, mai cad în ceva dulce, dar nu, adică cum să-ți spun, nu foarte des, pentru că știu ce presupune după aceea, știu ce presupune acel dulce să-l dai jos, începând cu sportul acesta și în acumularea experienței în timp, să știi că am învățat să-mi fac singură dulciuri sănătoase și asta pentru că nu neapărat pentru mine, cât pentru copii. Pentru că am văzut în general, sunt multe persoane și mămici care nu știu să pregătească un dulce sănătos copiilor. Și atunci preferă să, de exemplu, să le dea la pachet foietaje sau să le cumpere ceva de la magazinul din curtea școlii sau, eu știu, de la magazinul din colț, ceea ce nu este tocmai ok pentru un copil și nici pentru noi din punct de vedere al sănătății. Și atunci am învățat să-mi fac singură dulciuri sănătoase. O viață sănătoasă într-un corp sănătos. Acesta este motoul Adinei în fiecare zi și nu doar atunci când se pregătește pentru un concurs. Campioana noastră națională reușește zilnic pe lângă sport să aibă și o alimentație corectă, care este mai mult decât esențială, nu doar pentru ea, ci pentru întreaga sa familie. Iar dacă tot am ajuns în bucătăria Adinei, aceasta ne-a dezvăluit varianta un mic dejun corect, proteic, dar în același timp și gustos. Reporterii noștri au savurat din plin preparatul culinar al sportivei. Și dacă tot ați venit, o să-ți arăt, așa cum spuneam în interviul nostru, o idee de mic dejun pentru mine și ulterior o să facem o idee de mic dejun, să arate și frumos, poate fi și pentru întreaga familie sau, de ce nu, doar pentru copii. Da? Aici am o văz. Pulci de ovăz. Acum nu o să mai eu de obicei încântăresc mesele, dar având în vedere acum că suntem și contactii, o să facem doar ca și exemplificare. Așa. De obicei eu o să-mi pun și o cupă de proteină. Asta ca și mic dejun. Lapte de migdale. Să încorporăm ovăzul. Este un meniu, un mic dejun simplu, rapid. Îți garantez că este foarte, foarte gustos. Folosești vreodată zahăr? Niciodată, nici nu am zahăr în casă, sinceră să fiu. Folosesc înlocuitori, îndulcitori, dar încerc pe cât posibil să nu folosesc nimic din ce ar putea, că totuși din exces la un moment dat nu este ok. Iar ca să facem doar ca și un plus de culoare, dacă tot este sezonul lor, cam așa arată la final. Dacă pentru alte mame sau soții o astfel de viață ar fi mai mult decât obositoare, secretul Adinei este disciplina. Aceasta își stabilește un plan bine organizat pe care reușește să-l ducă la bun sfârșit.
Pe lângă viața de familie și cea de antrenor personal, Adina practică și fitness-culturism, reușind să obțină weekendul trecut medalia de aur la Cupa României. Tânăra mehedințeancă a câștigat locul întâi atât la categoria Fit Models, cât și la categoria Bikini Fitness Masters plus 35 de ani. Weekendul acesta am participat la Cupa României la Cluj-Napoca. Am participat pe două categorii, categoria de Fit Models, categorie nouă pentru mine. Este a doua oară când particip pe această categorie, am și obținut locul întâi, iar la cea de-a doua categorie am participat la Master Bikini Fitness peste 35 de ani și am câștigat din nou medalia de aur. În acest moment, Adina se pregătește pentru două concursuri internaționale. Peste două săptămâni va reprezenta România la Cupa Balcanică, concurs organizat în Serbia, iar pe 11 iunie pe Adina o așteaptă emoții mari. Aceasta va reprezenta țara noastră la campionatul balcanic, concurs organizat în orașul ei natal, Drobeta Turnu Severin, unde va onora cu prezența chiar Rafael Santosa, președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness.